Facebook profile Irina Albu. 5 adjective care te caracterizează. Sunt emotivă, încăpățânată, uneori ciudată, prietenoasă, veselă. Cu ce te ocupi în timpul liber? Prefer să stau pe net, yoga, să cânt, să dansez, să citesc. Care a fost ultima carte citită? Osho, Meditația Calea Perfectă. Ce ar trebui să faci ca să fii populară pe Facebook? Sincer, nu știu. Cred că sunt mai multe chestii care duc la asta. Cred că să fii activă, să postezi poze, să răspunzi la prietenii care îți scriu. Care este procesul de postare a pozelor tale pe Facebook? Alege o poză, care e cea mai bună. După aia deja alegi ceva filtre. După asta adaugi contrast, luminozitate și cam atât. Ce fotografiezi cel mai mult și de ce? Fotografiez hainele când merg la shooting-uri, mă fotografiez pe mine la shooting-uri ca să-mi rămâie ca amintire. Pe mine deseori mă fotografiez chiar și acasă, pentru ca să mă vadă oamenii, poate să-mi propună joburi sau să merg la casting-uri diferite, ceva de genul. Ce trebuie să facă o persoană pentru a ajunge în blocklist-ul tău? Să vorbească urât, deoarece asta pe mine mă deranjează. Adică sunt o persoană emotivă și nu-mi place când cineva vorbește urât cu mine. În cât timp aduni 100 de like-uri? Depinde de poză. Este când în mai puțin de o oră, când într-o oră și ceva, două ore. Care poza a adunat cele mai multe like-uri? Cred că cele mai multe like-uri are o poză care o am de anul trecut, în vara trecută, într-un lan de grâu, 1000 de like-uri. Ce buton ai inventat pe pagina de Facebook? Nu deranja. Un mesaj pentru următoarea invitată a emisiunii Beauty and Facebook. Să nu aibă emoții, să fie curajoasă și să dea răspunsurile cât mai clar. Adevăr sau provocare? Adevăr. De ce modelele din Republica Moldova sunt atât de prost remunerate? Cred că din cauza că multe fete la noi sunt gata să lucreze fără bani. De asta modelele nu sunt chiar așa de prețuite. Adică nimeni nu știe cum lucrează ele, ce fac pentru ca ele să poată să lucreze așa bine și să arate bine și toate mărunțișurile astea.